Am văzut această intenție pentru a depune o moțiune de cenzură în față de actualul guvern. Care vor fi punctele acestei moțiuni de cenzură? Da, e o decizie, nu o intenție. Bineînțeles, moțiunea va ataca programul pe care își va asuma răspunderea guvernul Ponta 3. Ce date aveți despre acest program? Ce veți contesta din acest program mai exact? Da, datele pe care le avem de pe care românii le îndură de 2 ani de zile, vorba de Ponta, programul cu care se prezintă în Parlament, 98-99% vechiul program. Domnul Surugiu are o întrebare pentru dumneavoastră, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție. De ce n-ați inițiat o moțiune de cenzură atunci când ați dat 10.000 de polițiști afară și i-ați lăsat pe stradă pe timpul guvernării Boc? Da, ne-ați promis atunci, iertați-mă. Vorbim despre moțiunea de cenzură pe care o inițiem în termenul de 3 zile de la depunerea răspunderii, de la asumarea răspunderii, pentru a da jos un guvern care a umilit pe toată lumea, nu numai polițiști sau... Și guvernul Boc a umilit pe toată lumea. Și doi, dacă mă lăsați să... Vă rog, domnul Bravo. După aia îndeajuns, moțiunea asta va separa apele. Adică o să dăm pe parte și ce e minciună. E vorba și de minciunile lui Ponta și de minciunile liberale. Vom vedea acum dacă PNL-ul este cum susține în opoziție. Și apropo, sunt curios să văd cum vor vota în jur de 30 de parlamentari PNL care au votat pentru guvernul Ponta. O să vedem ce fac acum. Păi asta chiar vreau să vă întreb, pe cine vă bazați că vă va susține în acest demers, la această moțiune? Ne bazăm. Noi inițiem o moțiune. Cine e în opoziție va face foarte bine, în mod natural, să semneze moțiunea. Dar ați avut discuții cu vreun partid, cu, nu știu, cu Mișcarea Populară, decizia cu a fost luată PPD-ul? Înainte să ne sunați dumneavoastră. Am înțeles. O să aveți o imagine mai bună de opozanți. Atât nu, nu se va întâmpla cu aceasta. Da, încercați. Noi suntem opoziția. Nu se va întâmpla absolut nimic. Credeți că PNL-ul care se dă peste cap se face dintr-o noapte din 2 ani de uselism forță de opoziție? Tare nu-mi vine să vă cred și cred că peste 2 ani de zile o să văd o altă alianță PDL, PNL, Mișcarea Populară, iete cât și alții, da? Să ne vedem cu bine peste 2 ani și să vorbim mai serios acum. Bun, eu vorbesc foarte serios. Și eu sper să avem până la urmă o alianță, indiferent de partidele care o vor compune, dar numai să fie o alianță care să guverneze. Doar să guverneze, pentru că această alianță nu a guvernat.